În primul rând spune-ne cine ești și după aceea de unde ai pornit, ce ai făcut până în momentul de față, unde ai ajuns și care crezi că au fost learning-urile cele mai importante care te-au adus în momentul de față în locul unde ești și la nivelul în care ești. Deci trebuie să vorbesc despre mine, nu? Despre tine, în principiu. Deci asta e... Eu sunt jurnalist. Sunt jurnalist, numele meu este Vlad Petreanu. Și sunt jurnalist de 20 de ani. Dar în meseria mea, a vorbi la persoana întâi este un defect. Este o eroare. Nu vorbești despre tine sau nu vorbești la persoana întâi decât dacă supraviețuiești vreunui traumatism sau vreunui eveniment major. Se spune că reporterul sau jurnalistul are dreptul să vorbească la persoana întâi dacă scapă dintr-un accident de tren sau dacă scapă dintr-un accident de avion. Acum, să vorbești la persoana întâi despre viața pe care a avut-o presupune că a fost o viață foarte grea, ceea ce nu cred că e adevărat, cel puțin în cazul meu, a fost, cel puțin până acum, foarte interesant. Absolut remarcabil. Sunt jurnalist așadar. Am început în 90 la ziar, întâmplător chiar în această clădire, un ziar care avea redacția 2-3 etaje mai sus. Am fost reporter de social câțiva ani. Pe vremea aceea a fi reporter însemna să mergi foarte mult. Aveam găuri în pantofi la propriu. Râdea șefa de social de mine pe vremea aia, spunându-mi, Vlad, ai găuri în pantofi. Și eu spuneam, da, pentru că nu am bani să-mi cumpăr alții. După care am lucrat în televiziune din 94 și am și rămas în televiziune, deși am mai avut un moment în care am mai coordonat un proiect în presa scrisă. E greu să spun eu ce am făcut până acum în meseria asta. În primul rând că e destul de mult, cred eu. În al doilea rând, încă o dată, e complicat să vorbesc așa despre mine. În general am scris cât am putut. M-am străduit să respect principiile meseriei, să spun întotdeauna adevărul, să nu fac rău și să fiu în slujba publicului, ceea ce cred că e un lucru foarte rar în ultima vreme în presă. Am coordonat proiecte ca manager, ca redactor șef, am fost coordonator al unor publicații, al unor redacții, am creat televiziuni, nu știu dacă are rost să spun, mă rog, sunt... Poate fi detaliat un pic și... Televiziuni de succes, ca să zic așa, sunt și redacții care n-au mers, sunt și redacții care merg foarte bine și la crearea cărora și la construcția principiilor, sau mă rog, la aplicarea principiilor de funcționare acolo, am contribuit de obicei din poziții de manager, ca să zic așa. Și care au fost momentele cele mai grele, care pe moment păreau că nu pot fi depășite sau, mă rog, păreau momente dificile. Și cum le-ai depășit? Momentele cele mai dificile sunt cele de plictiseală. Momentele cele mai frumoase sunt cele de început și momentele cele mai dure sunt cele de schimbarea cursului, de reinventare. Astea sunt cele trei etape profesionale prin care am trecut sistematic, nu foarte des, la cerului. Cel mai rău e când te plictisești. Deci în momentul în care începi să te plictisești făcând ceea ce faci, când intervine rutina, când nu mai poți să descoperi lucruri noi, când nu mai înveți, când nu mai afli, nu te mai poți construi, atunci e momentul să ori să cauți altceva, ori să pleci, să te reinventezi, să faci altceva. Nu cred că suntem pe acest pământ ca să facem lucruri de rutină sau să ne plictisim. Plictisul este îngrozitor. Plictisul este opusul progresului și a reinventării. Nu există progres din partea unor oameni plictisiți. Oamenii plictisiți nu progresează și nici nu pot aduce progresul celorlalți. Oamenii plictisiți doar viețuiesc, vegetează, ca să zic așa. Sunt ca niște plante într-un ghiveci, stau acolo, dacă le dai apă, ok. Dacă au apă și lumină, e în regulă, nu fac nimic. Decât din când în când produc niște semințe. Începuturile sunt grozave pentru că îți permit creația. Și cred că a crea este principalul argument, principalul nostru argument. A crea conștient.
regnul animal, deci animale nu creează în mod conștient, ci numai întâmplător. Sau creează, mă rog, prin condiționări genetice, același lucru de fiecare dată. Noi putem să creăm lucruri diferite, mereu. A începe un proiect înseamnă să transformi o idee, un gând, o discuție, o imagine, un plan, o viziune, să o transformi în ceva concret. Și în felul ăsta să influențezi mințile altor oameni, mințile societății, mă rog. În cazul meu, eu creez articole, ca să zic așa, dar de fapt transpun idei și imagini în scriitură și asta e, cred că influențează mințile unor oameni, câți ori fi ei, și mai creez redacții din când în când și mai creez stații de televiziune și așa. Momentul dur este când trebuie să pleci și să te reinventezi, pentru că orice despărțire a murit un pic. Și atunci te gândești, bun, trebuie să te rupi. Nici o ruptură nu e. Adică dacă ruptura e plăcută, înseamnă că n-ai investit suficient. Sentiment și creativitate și inteligență. Și care a fost learning-ul, sau unul sau mai multe, care, învățămintele din experiența ta, ce crezi că au fost cele mai importante lucruri care te-au definit și care crezi că ar fi utile pentru cineva care vrea să învețe ceva din experiența asta? Păi, eu cred în investiția pe termen lung. Adică eu cred că faptul că am început să citesc, să devorez literatură atunci când am învățat să citesc propriu-zis, m-a ajutat mult mai târziu să scriu mai puternic. Cred că dacă îți respecti, dacă respecti etica și principiile deontologice, dacă nu minți, dacă nu furi, atunci îți construiești o reputație care te ajută în timp. Reputația se construiește greu și se pierde repede. Nu poți să spui, ok, nu furați și mâine vreau recompensa. Nici nu trebuie să te gândești la o recompensă. Dacă nu mintați, vreau o recompensă. Nu, nu minți niciodată și atunci vor veni recompensele în timp. Deci asta e. Cred în investiția pe termen lung și cred în urmărirea unor principii. Mai cred că trebuie să încerci întotdeauna și trebuie să crezi în visurile tale. Adică dacă trebuie să crezi că poți face un lucru și uneori se așează astrele. Eu am lucrat în fabrică înainte de Revoluție, am lucrat în hala de montaj. Și făceam o facultate tehnică, făceam politehnică. Și aia era o lume foarte departe așa de ce îmi doream eu de fapt. Adică atunci viața era setată. Tragem discuția asta în decembrie, în urmă cu 23 de ani, 25 de ani, lucrurile erau setate, adică intrai într-o fabrică, te angajai, munceai acolo, mă rog, te făceai că muncești 8 ore pe zi, primeai o casă de la sindicat, îți cumpărai o Dacia și un aparat video, îți făceai concediile la Călimănești și la Eforie Sud, ieșeai la pensie și mureai. Adică cam asta era, nu existau surprize în viață, lucrurile erau setate. Nu puteai să devii jurnalist pe vremea aia. Ca să devii jurnalist, trebuia să îndeplinești condiții de umilință înainte. Adică trebuia să fii membru de partid, să respecti ce... Și trebuia, de fapt, să transcrii ce spunea partidul. Nu exista meseria de jurnalist. Făceam o facultate tehnică pentru că nu voiam să trag la șaibă toată viața. Și mi-era frică să fac armată de aia lungă, de un an și patru luni, sau, mă rog, de doi ani și... Voiam să trăiesc mai bine, adică să pot să-mi permit un video mai bun. Și o Dacie vișinie și nu un Trabant, mă rog. Dar voiam să fiu jurnalist. Nu știam cum să fac asta, habar n-aveam. Dar se aranjează astrele într-un fel. A venit Revoluția și primul lucru pe care l-am făcut după Revoluție, când am putut să decid, a fost să plec din fabrică să mă angajez în presă. Nu uram munca în fabrică, a fost o experiență formidabilă, extraordinar de interesantă. Oamenii de pe hala din hala de montaj, scuze, m-au învățat o mulțime de lucruri despre viața adevărată și am respect profund. Dar eu îmi doream altceva, aveam un vis, voiam să fac aia. Și când s-a putut, l-am apucat. Deci când mențineți visurile și când poți să le apuci, apucă-le și ține-te de ele, nu da înapoi. Adică măcar n-ai păreri de rău că n-ai încercat. E cel mai rău lucru
ca la un moment dat când nu mai poți, când a trecut timpul și nu mai poți face ce era de făcut, la un moment dat să spui, îmi pare rău că n-am încercat. Poate că viața mea ar fi arătat altfel. Cum e vorba aia, mai bine să ai un eșec decât un regret că n-ai încercat. Da, mă rog. Așa, în căminele studențe se spune, mai bine să-ți fie rău decât să-ți pare rău. Da, mai bine să-ți fie rău. Da, mai bine să-ți fie rău. Și ce dacă? Și din înfrângeri se învață. Adică, după vremea din înfrângeri înveți mai repede și mai mult și mai profund decât înveți din victorie. Și se spunea, înainte nu există un mare general, fără cel puțin o înfrângere mare la activ. Spune-ne o carte sau un film sau care ți-au marcat într-un fel existența. Ceva care a avut un răsunet în conștiința ta. Nu am o carte care mi-a marcat existența. N-am un model în viață, n-am o carte. Am toate cărțile m-au construit așa cum sunt. Deci n-am o carte. Am un autor favorit care este Hemingway. Probabil și pentru că este fost jurnalist și care poate să exprime foarte mult în cuvinte foarte simple și în construcții foarte simple. Nu încearcă să păcălească pe nimeni cu ce face. Dar nu am și nu cred în asta cartea care mi-a marcat viața sau filmul care mi-a marcat viața. Nu. Toată experiența culturală a unui om îl construiește. Într-un fel sau altul. Lucrurile rămân în memorie. Memoria are sertărașe. Și tot ce citim, toate experiențele noastre intră în niște sertărașe de care, mă rog, uităm. Dar ele sunt acolo, împreună, alcătuiesc o construcție. Arhitectura minții este formidabilă. Și așa se spune, că atunci când îmbătrânești, începi să-ți aduci aminte lucruri. De când erai mic, copil, lucruri pe care credeai că le-ai uitat. Dovadă că nu le pierdem, de fapt, niciodată, doar le punem bine undeva. Și ultima întrebare, ținând cont că noi suntem un site motivațional în principiu, un moment în care ai motivat pe cineva sau te-a motivat, cineva care ți-a părut ție interesant, că toată lumea în viața lor, sigur, au momente când motivează sau sunt motivați. Mm-hmm. Și de multe ori astea pot fi definitorii pentru ceilalți. Păi, eu port un respect deosebit unui profesor care mi-a dat meditații pentru fizică, atunci când mă pregăteam pentru facultate, pe vremea lui Ceaușescu. Profesorul Ionescu. Nu mai știu nimic de dânsul de multă vreme, dar știe că îl respect, mă rog. Profesorul era, dacă ar fi trăit în urmă cu 400 de ani, ar fi fost un renascentist. El era un tip cu trei facultăți, provenind dintr-o familie foarte bună. Cânta la pian, făcuse matematică, fizică, inginerie, mă rog. Și tipul mi-a spus așa, eu mă duceam să fac meditații cu el, stăteam în loc de 2 ore, făceam 3 ore fizică și după aceea stăteam 4-5 ore de vorbă cu el. Și la început l-am urât. Pentru că omul mi-a dat niște teste la început, înainte să mă ia ca elev. Și am ratat toate testele respective, erau niște teste de-astea cu 3 porumbei zboară în direcții diferite între București și Ploiești și care ajunge primul și n-am reușit să le rezolv. Și i-a zis maică-mii, Doamne, zice, băiatul noastră nu este prost, numai că nu știe să gândească. Așa că îl iau să-l învăț. Dar depinde de noastră ce vreți sau ce vreți de la mine. Să-l învăț să gândească. Și asta s-ar putea să nu îl ajute să intre la facultate, dar o să-l ajute în viață. Sau vreți să rezolvăm povestea asta cu intratul la facultate și poate ia chiar și 10 la examen și mai departe nu mai știu, s-ar putea să pice. Și eu, care eram terorizat de ideea șaibei din fabrică și de ideea armatei, mă rog, de 2 ani, eram, să intru la facultate. Și maică mi-a spus, făceți-l domnul să gândească, învățați-l să gândească. Și a fost un proces destul de complicat, că e greu să înveți pe cineva să gândească. O minte obosită, o minte leneșă, să zic așa, sau fără chef, sau care se închide, e greu de deschis. Dar omul m-a învățat să gândesc și a fost formidabil, o plăcere. Discuțiile cu el erau în 1985. Și la începutul lui 1985, căderea comunismului era așa,
cum să spun, o himeră. Era ceva, comunismul părea acolo pentru 1000 de ani. Și eu îl întrebam pe mine, zic, dar eu nu vreau să fac asta, nu vreau să fac inginerie, nu vreau să fac fizică, nu vreau să scriu, vreau să sunt, vreau o meserie liberală, vreau... Și el îmi spunea, mi-a spus așa, și asta în 1995 l-am uitat în viața mea. Ia-ți o diplomă tehnică cu care poți să lucrezi în orice fel de regim, pentru că nu știi niciodată când se pot schimba lucrurile. Tatăl meu, îmi spunea acest profesor, a fost medicul legist al capitalei, pe vremea regatului. Și în familia noastră veneau artiști, mari avocați, mari profesori, scriitori, și toată lumea aia părea de neschimbat. Și după 23 august 1944, acești oameni au ajuns să vândă cireșe în piață, așa cum făcea Arghezi, să-și vândă bibliotecile ca să-și cumpere o pâine. Lucrurile se pot schimba peste noapte, trebuie să fii pregătit pentru orice. Și îți dau cuvântul meu de onoare că în decembrie 89, când a început nebunia, mi-am adus aminte de profesorul Ionescu și m-am întrebat cum de am avut norocul să-mi spună un om, fii pregătit pentru orice. Pentru că asta e. Noi trăim acum, în perioada asta, în Europa, un alt moment de inflexiune al istoriei. Și cred că trebuie să fim pregătiți pentru orice, pentru că viitorul va fi probabil cu totul altul decât ni l-am imaginat. Dar poate că aici e natura mea pesimistă. Mulțumesc, și eu mulțumesc foarte mult.